tragedie pe DN670, o femeie a murit după ce microbuzul în care se afla s-a răsturnat. Evenimentul rutier s-a petrecut în această dimineață în localitatea Stoienești, la ieșirea spre municipiul Caracal. În accident a fost implicat un microbuz în care se aflau 6 adulți. La fața locului au intervenit pompierii gărzii Stoienești cu auto specială complexă de stingere și descarcerare, un echipaj SMURD, dar și un echipaj de la serviciul de ambulanță OLT. În momentul sosirii echipajelor la fața locului, o femeie a fost găsită încarcerată, iar pentru extragerea acesteia s-au îndepărtat mai multe elemente de caroserie. Femeia, în vârstă de 41 de ani din Alexandria, a fost preluată de echipajele medicale în stop cardiorespirator. S-au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără răspuns favorabil. Celelalte persoane au fost asistate medical la fața locului. Două dintre acestea au fost predate la CPU Caracal, iar celelalte trei au refuzat transportul la spital. La fața locului au intervenit și polițiștii, care au stabilit faptul că la volanul autoutilitarei se afla un tânăr în vârstă de 23 de ani care a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara carosabilului. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 23 de ani din municipiul Slatina, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul național 6, pe raza comunei Stoienești, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara porții carosabile. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tânărul însă este cercetat penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.